Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Hitman 2. Nu ezita să apăsați pe butonul de subscribe dacă vă place ceea ce fac și pentru că sincer îmi dedic foarte mult timp YouTube-ului pentru că stau atâta timp și acum trebuie să facem un... De ce se aude așa de tare jocul? Oh. Okay. Okay. Fuck. Okay. Sunteți pregătiți, fraierilor, să muriți? Muriți. Fraieri, niște amatori doar, nu știți să jucați. Parcă vorbesc, parcă sunt playeri sau ceva. Salut, frate. Bă, frate, dar ce inhuman reactions. Bye. Bye. Mamă, ce am dat pe aia jos niște... Au fost niște... Ia și... Fraiere? Agenda e... Cum, bă? Bă, cum? Bă, coaie, cum trec căcat-o murită la mă să mânce el coaia stângă din partea dreaptă, ia și... Coarța în alerted. Îi aștept să vină toți și acum... Na, mă, na, să-mi bag piciorul în voi de fraier. Cred că se duce unul să îl atenționeze pe agentul ăla sau habar nu am, dar să-mi bag piciorul, deci știu ce se întâmplă. Acum mai vine încă unul. Acum o să încerc să trag cu... Ăla silențios, deoarece m-aud tipul ăia de jos, dar nu știu cum aud, adică... Na, fraiere, să mă strânge cu aia. Și o să încerc să nu-i mai... Adică o să încerc să... Nu mai fac gălăgie pe lângă camerele alea. Stați-mi eu, hai să încarc. Și... TKK, bă, nu-l dezbrăca, mă, pe ăla, mă. TKK. Hai să-mi bag piciorul unde mă, TKK, perfect. Bă, ar trebui să dăm save-a ei. Nu, dăm save acolo, dăm save acolo. Guards found the dead. Cine a găsit? Ue! What the fuck? Deci, îi aștept, îi văd și acum mă pregătesc. No. Și mai vine că doi. Mă pregătesc. Și acum... No. Fraiere. Stați. Și acum o să luăm AK. Pica pe echi. Really, nigga? Pica pe echi. Gata, boss. A, bă, cred că mă poate vedea pe cameră, mă, când eu mor. Bă. Gata. Easy. Acum o să dau save aici. Create new. Și acum. Easy. Asta e muncă de maf. Asta e muncă de mafiot. E ceva aici. Și cred că trebuia să mă duc la chestia aia cu H. Că acolo de obicei îmi dau chestii din misiune. Adică primesc chestii și... Aha, aici doar o îmbrăcăminte. Trebuie să mă duc înapoi. Îmi scrie acolo Hitman, adică să iau roată. Că deoarece... Ok. Pentru că... S-ar putea să ne dea ceva ca lumea, like, ceva să ne ajute pe tipul ăla să scăpăm mai repede sau mai ușor sau nu știu. Ceva de genul trebuie să ne dea acolo. Așa că haideți să mergem. Sasi. Ah, fix trebuie. Așa că, pic loc. Vedeți aici ceva? Trebuie să vedeam ceva din chestiile astea. Am mai jucat jocul ăsta, dar acum vreo 5 ani, nu mai știu nimic din el, dar... Doar un AK îmi dă de aici sau nu mai dă ceva, înțeleg? Guards al alerted. Agenda-i. Fuck!
Nu mai merg, că acolo e doar una cap. Deci acum știm ce e acolo. Mama, am ceva de mers, ești nebun? Am chiar foarte mult de mers, da, merită. Și când o să ajungem jos, o să facem din nou, o să mergem din nou. O să facem din nou, Doamne, ce am, m-am prăjit la cap. O să salvez din nou. Deci asta e mafia rusă, după cum v-am zis, uitați că și scrie în rus aici. Deci, da. Basement. Ok, deci acum, hați să ies. Aici, e ăla care trebuie să-l omor și aici e tipul care trebuie să-l salvezi. VIP, că el e VIP. Deci trebuie să salvăm. Ia stați. A, aici nu-i nimeni, acolo nici ceva și acolo trebuie să ajung eu, perfect. Deci stați. Aici camera, aia. Deci trebuie să-l omor pe tipul ăla care tot vine pe aici și se plimbă. Deci o să aruncăm acau. Pistolul ăsta silențios. Ne pregătim să vine și o să-i futem un one tap. A, el se duce și stă acolo. Știți care e faza? Trebuie să-l așteptăm să vină încă o dată. Sau de fapt, știi ceva? S-a închis ușa? Nu s-a închis ușa. Închide-te ușa. Închide-te! Închide-te ușa! No way, ăștia n-au ușa aici. No way. Ăștia n-au fucking ușa. Bă, dacă trec normal, ce se întâmplă? Nici nu m-au observat. Nu m-au observat, lol! Piclac. Vine ăla, mă, mâncați așa. L-am omorât. Easy. Clus dur. Și acum ce trebuie să fac? Să-l împușc? Like, really? Ok, o să salvez jocul. O să salvez jocul. Nu mă interesează. Îl salvez. Și acum... Obiectiv. Loli, loli. 47 is that really you? I can't believe it is really you. In Romania! The last of you... Back in Romania! Romania! Haha! Russian nub! Russian nub, bitch! Start by putting your... Okay, okay, hey. I know how to get out of here, really. Last I stole, okay. Not bad, I can use it. Deci... Mai pe scurt ar trebui să fugim de aici. Zic eu, nu? Da, eu zic bine. All the way, it's good, 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 good. Call elevator. I'm afraid. I'm afraid to get out in, get out in. Basement. Was that one subtle basement? You bitch. Poți să trag în tipul ăsta? Cred că o să pot să trag, dar o să-mi dea mission failed, așa că ne. Tu alergi? Bă, tu chiar așa o să mergi? Like, really? Tu nu alergi? Ah, ba da, aleargă. Perfect. Perfect. Ah, hai că las pe el primul. Ah, vine după mine. Trebuie să mă uit pe mapă, că nu o să știu cum să merg pe aici. De fapt, wait. Seor stai... What? Like, ce dracu? No way, știu ce am greșit. Fraților, in this moment, Jason knew he fucked up. Trebuia să mă duc să iau nu știu ce bombe de acolo, de unde am venit și acum va trebui să mă duc înapoi să iau bombele alea, să mă întorc aici. Așa că, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați butonul de subscribe. Eu o să fac toată chestia asta off-camera, deoarece videoclipul ar dura cam vreo jumătate de oră și chiar o să dureze jumătate de oră. Trebuie să mă duc înapoi de unde m-am spawnat, pe jos. Și să-mi iau o bombă, că era o bombă acolo, și să bubui peretele ăla. Pentru că pe aici o să fie închis, unde o să mă duc eu acum. Adică pe
Da, adică nu o să pot să mă duc mai pe scurt, o să vezi, vă uitați voi acum, uitați. In this moment, Jason knew he fucked up. Da, eu știu asta dintr-un videoclip pe YouTube și, sincer, na, uite, ăsta o să mă aștepte aici, nu o să facă absolut nimic. Așa că, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Cred că o să fac un pic din episodul ăsta, pentru că... Da, adică, na, știți voi. Sper să mai știu să mă întorc înapoi, like, na. Da, o să facem un pic din episod, pentru că... Da, deci, trebuie să mă duc... A, uite, am un canal aici. Mă duc acolo înapoi, prin canal, aici înapoi. Și mă duc să-mi iau acolo unde scrie Hitman. In this moment, Jason knew he fucked up. He fucked up. He fucked up, cum ziceam eu când eram mai copil. He fucked up. Deci, n-am știut că trebuie să iau like și ăla obligatoriu, dar m-am uitat la un videoclip pe YouTube. Acum, cu ceva ani, când jucam eu Hitman. Și era mai... Ia, uitați. Cred că... Asta așa un pic, că nu știu exact cum trebuie să mă duc astăzi. Următorul este... Fix în dreapta mea. Ce pare genul, ia să mă uit. Fix în dreapta... Ăla-i, ăsta-i. In this moment, Jason, you... He fucked up. Deci, ar trebui să mergem pe aici. Să mergem... O să iau prin spate, like, e mai rapid. Hai că ținem episodul, ce drag. Așa, deci... O luăm pe aici, pe aici, pe aici... Ah, ok, o am descoperit. Perfect. O să mă am pe mapa din când în când, pentru că nu e chiar așa de ușor, așa că da. Ai, de cap, mă, și mă dor și ochii și vreau să țin ochii închiși, dar nu pot, pentru că mă bușesc pe aici și după aia o să rămân ceva de genunchi și nu o să observ și o să țin ochii închiși vreo 20 de secunde și... Da, stați. De fapt, mergeam bine pe partea asta. Ok, deci, in this moment, Jason, you... Ăla ne așteaptă acolo. Ăla chiar o să ne aștepte acolo, like, glumești? Tipul ăla o să stea acolo? Ok... In this moment, Jason, you... V-am zis că durează mult. Voi n-ați vrut să închid videoclipul. Mă gândesc că n-ați vrut. Mă gândesc. Așa, deci aici, pe undeva prin spate, trebuie să fie o bombă. Ia uitați mai aici bomba. Phone, night vision, uite, vedeți min bomb. Ala. Mare fel, bomb remote. Cum ar fi fost să nu luăm bomb remote-ul? Așa, să-i B. Free the prisoner from the... Find your equipment in army depot. Kill general, așa, free... Really? Deci... Ah, ok, și acum cred că trebuie să scăpăm distrugând peretele ăla. In this moment, Jason, you... E fucked up! Deci trebuie să ajungem înapoi. Hai să ne luăm hainele noastre default. Chiar mi-ar place. Gata, fraților, am câștigat aproape misiunea. Am făcut toate obiectivele în hainele default. Ce știți? Bă, voi sunteți niște sărași, mă. De unde să știți voi, mă? What the fuck was that? Uai, ce urât sunt să îmi bag piciorul de nu sunt așa de urât. Și, adică, știi? Sunt ceva gen... Eu merg prin canale și mă doare fix în cur de tine, băi, gagico. Băi, checheatule. Sunt ceva gen, mă doare undeva. Eu merg dezbrăcat și... Merg dezbrăcat, pardon. Merg prin canale, îmbrăcat la crava... Wait. Pe acolo trebuia să merg. Ce ciudat sună. Deci mergem pe aici drept până la asta. Deci mergem drept. Ok. Fraților, da, mă dor ochii așa de tare asta, așa un pic, 20 de secunde. Ce 20? Că o să merg în același timp. In this moment, Jason, you... E fucked up. Cred că aici, da? Da, aici. Da, ce se face aici? Și că să-i fă? N-ai că să-i fă. Da.
Și acum mergem înapoi. Trebuie să iau tot acolo și da. Până la urmă am reușit să rezolvăm faza. Da, deci uitasem la începutul misiunii, deci până acum era misiunea gata, era deja în următorul episod, filmam deja următoarea misiune, dar cât să-i fă, n-ai, cât să-i fă prostiei, cât să-i fă, n-ai, cât să-i fă. O să mergem în basement și tipul ăla, dacă e acolo, e un fucking erou. Deci tipul ăla pentru mine e un erou în momentul ăsta, dacă e... Holy fucking shit, dude, ești un erou, ești nu știu ce ești, dar ești ceva, mă, frate, ești așteptat atâta după mine, după fraierul de mine care am și uitat să ia, deci mergem pe acolo, așa, și da. Wow, și acum mai avem de mers foarte mult. Și ce obosit. Excelent de bine, sunt din timp ce ești obosit, dar nu mai poți să te cași pe tine. În videoclip uiți să faci chestii. Uite-l pe asta cărcănată. Bă, tu stai crăcănat. Crăcănat. Tipul ăla se mișcă ca un greu și se mișcă în reloare. Ok. Se mișcă în reloare. Deci. Fix drept la nu prima, a doua curbă o să o iau. Deci, aici. Perfect. Și acum pur și simplu o să plantăm bomba acolo și chestii de genul. Close enough to drop. Too far the wall to drop the bomb. Stai, unde? Ah! Q. Cum eram să intru în cealaltă parte? Nu. Așa. Bomb. Mini-bomb. Dau... Bomb has been armed. G. Și acum hai, frate, mergem încoa. Hai încoa. A. Bomb remote. Și acum hai încoa, frate. Hai, ieși. Ieși, frate, că moi. Gata. Easy. Și acum presupun că mergem acolo, la exit, nu? Și ăsta nu spune că o să vină după mine ca fraierul. Ba, vine după mine, că e prost. No, bun. Cred că s-a durat vreo 20 de minute episodul sau 15-20 de minute pe acolo, nu știu. Pentru că ne-am lungit cu chestia asta, cred că a durat cel puțin 10 minute chestia aia din videoclip. Deci am filmat vreo 10 minute înainte, 10 minute... Vreo 20 de minute trebuie să fi durat videoclipul ăsta, cam așa ceva. Hai, nu chiar 10 minute, dar totuși o durat. Și fraierul ăla încă vine după mine? Easy. Deci, enemy ales 10, rating, mass murderer, stai în 17, holy fucking shit, ce puțin. Sper că v-a plăcut acest episod, fraților, nu ezitați să apăsați pe butonul subscribe. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Am intrat pe desktop, ce frumos, ne vedem data viitoare, bye.